Vă salut, dragi prieteni ai minutului de spiritualitate. Întrebarea zilei provine de la Crina din Galați. Crina ne roagă să-i spunem în câteva cuvinte ce este o inițiere. Dragă Crina, procesul inițierii presupune moartea în sens figurat, bineînțeles, a eului nostru vechi și perimat. Și apoi o iluminare, o renaștere a sa, din aceasta rezultând un eu nou al nostru. Iluminarea survenită în cursul unei inițieri ne ajută să ne conectăm cu adevărata noastră natură divină. Cu toții avem potențialul Iluminării, pe care l-am putea, teoretic, atinge în cursul vieții noastre prezente. Iluminarea prin inițiere înseamnă vindecarea egoului nostru și transformarea sa într-un eu sănătos. Ea este posibilă tuturor celor care își asumă călătoria inițiatică cu curaj și cu hotărâre. Acesta a fost răspunsul la întrebarea zilei. Mulțumesc, Crina! Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine la un nou minut de spiritualitate. Vă salut, dragi prieteni ai Minutului de Spiritualitate. Întrebarea zilei provine de la Marius din Viena. Marius ne întreabă care sunt etapele unei inițieri. Dragă Marius, am putea considera că o inițiere are patru faze. Prima. În momentul în care identifici că ai o problemă de rezolvat, problemă, pe care nu o poți rezolva cu mijloacele de care dispui în acel moment. A doua etapă. Hotărârea de a te schimba în așa fel încât să poți rezolva problema. Și aici merită făcută o remarcă. Te schimbi în așa fel încât să poți rezolva problema. Nu știi sigur că o vei rezolva nimeni nu-ți garantează că vei rezolva problema respectivă până când nu treci prin a treia etapă a inițierii. Iată care este a treia etapă. A treia etapă este cea de confruntare propriu-zisă cu problemele, în care poți să pierzi sau poți să câștigi. Nu ai niciun fel de garanții reale aici. Nu știi sigur că vei învinge. Asta însă depinde de cel mai bun ajutor pe care l-ai în viață tu însuți. A patra etapă a inițierii, după ce ai învins, este iluminarea propriu-zisă. Renaști într-un nou eu, într-un eu evoluat în bine, în mod irrevocabil de această dată. Acesta a fost răspunsul la întrebarea zilei. Mulțumim Marius, sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine la un nou minut de spiritualitate. Vă salut, dragi prieteni ai minutului de spiritualitate. Întrebarea zilei provine de la Maria din Timișoara. Maria ne întreabă care sunt adevărurile fundamentale, ideile fundamentale din budism. Dragă Maria, budismul a lăsat o moștenire spirituală extraordinar de valoroasă pentru omenire și, în același timp, extraordinar de clară. Ideile sale fundamentale se pot rezuma în patru, maxim cinci rânduri. Iată care sunt acestea. Prima. Viața, nașterea, îmbătrânirea, boala, moartea. Durerea și orice lucru din viață înseamnă suferință sau produc suferință. A doua idee. Cauzele suferințelor sunt poftele și dorințele pe care le avem în cursul vieții. A treia. Renunțând la pofte și dorințe, te eliberezi din suferință. Foarte important. Aici se află cheia succesului către a obține iluminarea. Așa adăuga eu. A patra idee. Se poate ajunge la încetarea suferinței. Cum? Dacă ai înțelegere corectă asupra lumii, intenții corecte, vorbire corectă, acțiune corectă, un mod de viață corect, efort corect, atenție corectă și concentrare Corect. Pe de altă parte, putem exprima această ultimă idee într-un mod sintetic, rezumativ, spunând că totul se rezumă la găsirea echilibrului în viață, a căii de mijloc, cum obișnuia să spună însuși Buda. Acesta a fost răspunsul la întrebarea zilei. Îți mulțumim frumos, Maria. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine la un nou minut de spiritualitate. Vă salut, dragi prieteni! Întrebarea zilei pentru minutul de spiritualitate provine de la Mihai din Napoli. Mihai ne întreabă dacă există în viață procese inițiatice care vin de la sine. Dragă Mihai, fiecare inițiere din timpul vieții noastre marchează o trecere într-o nouă etapă a vieții și constituie o ruptură cu trecutul, în sensul cel mai bun posibil, bineînțeles. Fiecare inițiere înseamnă pentru noi un pas înainte pe calea evoluției spirituale. O inițiere de viață presupune renașterea unei noi povești personale a noastre, superioare și mai bune decât vechea noastră poveste personală. Câteva procese inițiatice care intervin în viața noastră a tuturor ar putea fi următoarele. Nașterea, Maturizarea, prima dragoste, căsătoria și trecerea în lumea de dincolo. Toate acestea, și poate și altele, au caracteristicile unor inițieri, și sunt etape prin care trecem cu toții în viață, și care aduc de fiecare dată reînnoire în viața noastră. De fiecare dată intrăm într-o etapă nouă, în care avem șansa să renaștem într-o condiție mai bună. Acesta a fost răspunsul pentru întrebarea zilei. Mulțumim frumos, Mihai. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine la un nou minut de spiritualitate. Vă salut, dragi prieteni ai Minutului de Spiritualitate. Astăzi am să vă vorbesc la începutul acestei foarte mici emisiuni despre Paul din New Hampshire. Paul nu este român. În schimb, prietena sa, Alexandra, este româncă. Și Paul ne scrie că urmărește cu mare plăcere Minutul de Spiritualitate în fiecare zi pe internet ajutat de traducerea prietenei sale. Îți mulțumim foarte mult, Alexandra, fiindcă traduce misiunea noastră în limba engleză pentru prietenul tău. Paul ne trimite și el o întrebare. Tot referitoare la inițieri, la fel cum sincronistic au venit mai multe întrebări în ultima perioadă. Paul ne întreabă care sunt Emoțiile negative prin care trecem în prima parte a unei inițieri, și care sunt emoțiile pozitive prin care trecem după ce reușim inițierea. Dragă Pol, în prima parte a inițierii există foarte multe emoții toxice cu care ne putem confrunta. Am putea să enumerăm câteva. Frica. Mânia, lăcomia, mândria, trândăvia, invidia, neputința și multe altele. Atunci când trecem prin procesul inițierii, aceste emoții se risipesc și ele lasă locul smereniei, curajului, păcii, compasiunii și generozității. Primele două sunt sentimentele care ne ajută în prima fază să reușim cu bine inițierea. Vorbim de smerenie și curaj, bineînțeles. Iar celelalte, pacea, compasiunea, generozitatea și așa mai departe, apar în mod natural în urma inițierii și însoțesc transformarea noastră într-o ființă mai bună, superioară. După ce am trecut cu succes prin inițiere, devenim mai înțelepți, și ajungem să înțelegem lucruri pe care nu le-am înțeles înainte. Emoțiile anterioare toxice se vindecă cu totul cu ocazia inițierii și lasă locul păcii sufletești și înțelepciuni. Acesta a fost răspunsul la întrebarea zilei. Mulțumim foarte mult, Paul și Alexandra. Thank you very much, Paul. See you on our show. Maybe next time? Sunt Ștefan Pușcă, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă aștept mâine la un nou minut de spiritualitate.